Regida Federației MMA Moldova Diamond Boxing prezintă. Nu va fi un joc, va fi o luptă. 24 de sportivi din toată lumea, 12 lupte, 6 categorii de greutate, iar Sergiu Barbăroșie va lupta pentru centura de campion al galei Diamond League. Într-un eveniment de excepție plin de dinamism, forță și profesionalism. 5 decembrie, Futsal Arena Ciorescu. Biletele pot fi procurate la casele Palatului Național și pe iticket.md. Am 24 de ani, sunt din clubul Bercut, antrenorul meu este Aga Vladimir. Боец, я знаю, ты готов, так что иди на ринг. Уверенный в себе, знай, что ты непобедим. Мы много шли к этой победе, отступать не надо. Просто вышел туда и наказал его как надо. Помни одно, думай головой, думай вначале, потом рви его в клетке. Мы представляем Молдову, ребята, клуб Бекут, крепкая духом команда. Да, сум профессионист де Кауну. Am făcut lupte și de Muay Thai, sunt campion la Ucraina. Vreau să încerc și pe MMA, să arăt că sunt un bărbat adevărat. Am cumirul meu, Mirko Kokop, și îmi place cum participă el. Vreau să încerc și eu să arăt că se poate și acolo, și acolo. Что-то как-то поменять. Давайте вспомним историю снова, где наши предки, как Штефан, сражались за Молдову. Не боялись никого, крепкий дух и в бой. Защищали, боролись за страну. 5 декабря va avea gala Diamond Boxing, unde voi participa și eu. Mă voi lupta cu un ucrainean. Eu ucrainean estimez, merdez. Mă lupt acolo, fac antrenamente. Dar voi încerca să-l bat. Ca pe un prieten, să arăt că sunt mai bun. Vă aștept pe toți pe 5 decembrie la Futsal Arena Ciorescu. Veniți să ne susțineți, susțineți luptătorii noștri moldoveni. Noi nu vă vom dezamăgi. Vă am arătat lupte frumoase. Succes la toți! Не боимся никого, это Беркут, правда. И вот взялись за дело что-то как-то поменять. I think it was a no-brainer personally, but we have seen stranger decisions.